vânătorii din nordul județului au marcat încheierea sezonului de vânătoare printr-un bal. Cu toții s-au simțit excelent și nu au ratat ocazia să povestească despre capturile prinse de-a lungul timpului. Ceva mai romantici au fost pensionarii din Mediaș care au organizat un bal. În acest fel au încercat să uite de griji și de pensiile mici. În fiecare an, în luna februarie, vânătorii din nordul județului se strâng la oaltă pentru a sărbători. Mă bucur că am mai reușit să aducem încă un sezon la sfârșit. Nu este ușor, a fost o iarnă grea, cu rezultate bunicele. De la festin n-au lipsit mâncărurile cu specific vânătoresc. Balul vânătorilor, că este o tradiție și noi nu vrem să întrerupem tradiția. Deci ne pregătim cu preparate de vânat, începând de la gustările de vânat, pe urmă o ciorbă de vânat, o friptură de vânat, cârnăcior de vânat și terminăm cu o ciorbă acră de dimineață tot de vânat și cu sarmale. Pensionarii au sărbătorit tot la bal într-o atmosferă romantică. Au dansat ore în șir pe șlagărele care le-au marcat tinerețea. Niciodată nu se fumează în săl, nu se îmbată nimeni. Este ceva dumnezeit. Ne simțim foarte bine.